În bilanțul prezentat zilele acestea de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași s-a evidențiat faptul că a scăzut numărul infracțiunilor de furt, iar faptele de distrugere sesizate au fost cu 5% mai puține. În ceea ce privește acțiunile polițiștilor rutieri, acestea au fost, la început de an, dinamice și au lăsat pe mulți șoferi fără permis. Că de la începutul acestui an, acțiunile au fost prioritizate pe linie rutieră, pe zonele în care s-au înregistrat cele mai multe accidente rutiere și, bineînțeles, s-a acționat în funcție de principalele cauze de producere a accidentelor rutiere și aici ne referim la viteză excesivă, neacordarea priorității de trecere vehiculelor sau pietonilor. În perioada analizată, s-a constatat că principalele cauze de producere a accidentelor rutiere au fost viteza neadaptată la condițiile de drum, neacordarea priorității de trecere pietonilor sau vehiculelor. Vestea bună este că în ceea ce privește evoluția indicatorilor statistici pe linie rutieră, se constată o scădere a numărului de accidente rutiere produse pe raza județului Iași cu 13%. În ceea ce privește numărul victimelor, trebuie precizat că a scăzut cu 8% numărul persoanelor decedate rezultate în urma evenimentelor rutiere, cu 6% numărul persoanelor rănite grav și cu 14% numărul persoanelor rănite ușor în urma accidentelor rutiere. Și în perioada următoare, ochii vigilenței ai radarului sau ai polițiștilor ne vor veghea îndeaproape. Aceste acțiuni, desfășurate de polițiștii rutieri împreună cu cei de la ordine publică, vor continua și în perioada următoare pentru a crește gradul de siguranță rutieră pentru toți participanții la trafic. Polițiștii rutieri au acționat din nou chiar zilele trecute. Au fost reținute 21 de permise de conducere, 4 certificate și 2 plăcuțe cu numere de înmatriculare.